Președintele Consiliului Județean Sălaj, Tinu Iancu Sălăjanu, a semnat vineri 2 aprilie, împreună cu reprezentantul companiei CMPG Consultancy SRL, Alexandru Pavel, contractul servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică și financiară la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru perioada 2021-2027. Cu o valoare de 404.600 de lei și o durată de 9 luni, contractul face parte din proiectul Planificare strategică și financiară a județului Sălaj, implementat de către Consiliul Județean și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Contractul prevede elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Sălaj în perioada 2021-2027, precum și a unui plan de măsuri bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor în sectoare precum infrastructură, sănătate, educație și asistență socială. Vă asigur că nu va fi încă un document uitat într-un sertar. Va oferi, în schimb, o nouă abordare în ceea ce privește domeniile spre care trebuie să ne canalizăm în următorii ani eforturile, ținând cont de realitățile sociale, economice și de mediul de la nivelul fiecărui comune și oraș din Sălaj. Practic, va fi un plan de acțiune menit să impulsioneze dezvoltarea județului în vederea creșterii calității vieții sălăjenilor, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu. Sperăm ca strategia să fie un demers de succes care să contribuie la dezvoltarea durabilă a Sălajului. În urma consultării tuturor actorilor locali, administrația publică, ONG-uri, agenți economici, societate civilă, vom identifica nevoile reale ale comunității și vom elabora o listă a proiectelor prioritare pentru îmbunătățirea condițiilor socioeconomice din județ, a precizat Alexandru Pavel, reprezentantul legal al societății care va elabora strategia de dezvoltare.